Halep, după înfrângerea sever de la Miami, poate ce nu sunt pregătit suficient de bine ca să joc la nivelul acesta. Simona Halep a declarat, după ce a fost învins de Agnes Skaradvanska, în turul al treilea al Miami Open, ce se simte un pic obosit, sublinierea ce nu a fost suficient de bine pregătit pentru a juca la un nivel ridicat. Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am secezut nivelul. Sunt un pic obosit. Poate ce nu sunt pregătit suficient de bine ca să joc la nivelul acesta. Ea nu a jucat ceva nou, a jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile sublinierei nu prea gre sublinierete. Însă eu am gre sublinierea IT mult sublinierei am jucat un pic prea pe centru sublinierei a avut posibilitatea să fac cam ce a vrut. Exclus, nere despre ghinion. Meciul puteam să-l câ subliniere tic dacă jucam la un nivel mai ridicat. Am jucam slab. Asta e, merg înainte, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport. Simona Halep, locul 1 FTA, a fost învins, sâmbătă, cu 3 la 6, 6 la 2, 6 la 3, de poloneza Agnes Skaradvanska, locul 30 FTA sublinierei cap de serie numărul 32, în turul al treilea al Miami Open. Halep a jucat anul trecut în sferturi la Miami, când a fost eliminat de britanica Johanna Konta, cu 3 la 6, 7 la 6, 7, 6 la 2. Cea mai bun performanță înregistrat în Florida de liderul VTA a fost în 2015, când a ajuns în semifinale, fază în care a fost învins de americanca Serena Williams, cu 6 la 2, 4 la 6, 7 la 5. Pentru Simona Halep, prima parte a sezonului de simplu, cea pe hard, s-a încheiat. Urmează sezonul pe zgur, pe care ea îl va începe, din 23 aprilie, la Stuttgart. În ciuda înfrângerii de sâmbătă, locul 1 pe care îl ocupă Halep în clasamentul VTA nu este în pericol în următoarea lună.